mândru de țara noastră că suntem vizitați săptămânal de oameni așa de importanți? Și domnul Scholz și domnul Iohannis au venit în Republica Moldova cu un singur scop. De a salva referendumul cumva lui Maia Sandu. Adică, da, noi trebuie să recunoaștem și statul german și statul român pentru tot ajutorul care a fost făcut de către aceste state pentru cetățenii din Republica Moldova, dar în aceeași parte am văzut mai puțin discuții despre cetățeni și despre problemele noastre și am văzut mai multe accente puse pentru referendum. Și ați mai vii, crede-mă, în afară de domnul Iohannis și domnul Scholz. Este o echipă de pompieri care, necunoscând realitățile despre tot ce se întâmplă azi în Republica Moldova, vin cumva cu un sprijin foarte onest, foarte sincer, că ei cred că ei salvează valorile europene în Republica Moldova. Putem să considerăm că asta a fost ultima vizită, dacă pierde domnia alegerile, cine să mă întâlnesc cu dânsul? Președintele la Banca Mondială, FMI, unea să dea de lucruri.